A fost o mare dezbatere în ultimele 3-4 luni pe piață cu acele mari companii multinaționale care ar dori să aducă în România laptopurile ieftine pentru școală. Acele laptopuri nu cred că sunt utile pentru copiii cu toate din școlile din România. Paradoxul este că copiii utilizează sisteme mai puternice decât le folosim noi la birou, exact, pentru că jocurile exact, mănâncă exact, foarte multe ori acele, resurse. Acele laptopuri înseamnă nu doar un pas, sunt probabil 100 de pași, dacă nu mai mult înapoi. Încă nu oferă utilitate. Nu se pot rula aplicațiile software actuale. Nu mai vorbesc de jocuri. Jocurile sunt deci foarte de ceva complicate, în momentul de față. Nu vor avea nicio șansă. Dar nu e văd dacă ar fi pentru dotarea unei școli, e... Mă refer aici la programe, la softurile educaționale, care într-adevăr consumă mai puține resurse, dar ar rula mai greu pe aceste laptopuri de... care sunt gândite totuși pentru țările, nu știu, subdezvoltate. Așa și fost proiectul inițial cu acel laptop de la în MIT. În momentul de față nu mai putem nici nu putem spune că România mai este în această fază. Da. Care sunt se poate oferi mai mult pentru care sunt următoarele etape de dezvoltare? Intențiile noastre de viitor sunt de a dezvolta brandul Miria și dezvoltarea brandului nu presupune doar configurațiile de desktop care vor evolua și ele. Înseamnă și a adăuga ceva acestui desktop care să aducă utilitate atât pe partea de sunet cât și de imagine. Încercăm să atașăm de acest calculator să creăm game noi de produse pentru Miria, cum sunt cele de sistemele de sunet, sisteme de boxe 5.1, care să poată fi achiziționate împreună cu calculatorul. Pe partea de visual, deja există gama de LCD-uri și de plasme Miria. Vom atașa în viitor apropiat și receptorul de imagine, webcam-ul Miria, și firesc partea de accesorii care sunt dedicate copiilor. Volanele, joystick-urile. Intrăm în luna septembrie, lună care înseamnă începerea anului școlar de învățământ. Am pregătit deja configurații pentru speciale. Vă referiți la Back to School, da? Pentru, da, campania de Back to School, care se vor găsi atât în magazinele Altex, cât și în magazinele Media Galaxy. Au prețuri mai mici sau care este atracția acestei oferte? Este prețul, bineînțeles, fiind vorba de Altex, va fi un super preț, dar nu este vorba doar de preț. Am reușit să adăugăm încă niște pachete pe partea de software și care să creeze să ofere mai multă utilitate. Deci nu e vorba numai de Windows, e mai mult decât Windows. Este totuși un produs promoțional care va intra și n-aș devoala secretul. Devoala în momentul de față partea de... Dar vă pot de unde confirma ideea? Că este un super preț. De unde ideea de Back to School? Înapoi la școală înseamnă în general investiții din partea părinților care se reflectă și în dotarea cu calculatoare a copiilor. În general, Back to School înseamnă o creștere a vânzărilor, nu doar pentru cei care fabrică PC-urile. Dar este moment dificil pentru industria textilă, părinți. Pentru cei care da. Tipăresc cărțile, caiete și așa mai departe. Da, e un moment greu pentru părinți. Școala este o investiție, într-adevăr, pentru toată lumea. Bine, mulțumim mult!